La ce nivel se aplică libertatea de decizie în cadrul unei școli particulare racordate la Sistemul Național de Învățământ? Fiind o școală racordată la Sistemul Național de Învățământ, este clar că trebuie să respectăm planul de învățământ, trebuie să respectăm programa școlară în întregime, adică tot ceea ce reprezintă competențele și conținuturile obligatorii, de asemenea tot ceea ce ține de integrarea în legislația învățământului de la legea educației, indiferent de cum mai arată ea acum, până la toate normele și toate reglementările prevăzute în legislativul de specialitate. Este diferit conținutul curriculumului școlar în școala pe care o conduceți față de curriculumul național și dacă da, ce diferă? Da, cum și spuneam, tot ceea ce ține de planul învățământ și de conținuturi este exact cum trebuie să fie la stat. Noi adăugăm însă, dar fiindcă ne permite și programul mult mai lung a unei zile din școala noastră, adăugăm conținuturi specifice, respectiv opționalele și cluburile noastre, care întregesc, da, în zona asta aplicativă, experimentală, partea mult cam teoretică pe care o îmbracă orele curriculare. De câte ore este programul zilnic? Cei mai mici până la clasa a patra, deci pregătitoare, clasa a treia învață, stau 8 ore în școala noastră, iar cei mai mari stau 9 ore. E un timp. În prezent există un curriculum nou și implementat la nivel național doar pentru clasa pregătitoare. Se simte ruptura curriculară de la nivel național în învățământul privat? Există o curricula nouă pentru pregătitoare, clasa 1 și clasa 2, în așa fel încât planul de învățământ este ușor modificat prin racordarea clasei pregătitoare la învățământul obligatoriu. Mai departe, ce se va întâmpla de la clasa a treia, probabil că lucrurile se vor desfășura cu timpul. Din punctul nostru de vedere, nu există o ruptură foarte mare. Suntem, chiar de când s-a anunțat înființarea școlii clase pregătitoare și când, de după ce am văzut programa, destul de asemănătoare cu cea britanică, noi ne-am declarat entuziaști, pentru că, fiind o școală cu multe, multe principii luate din învățământul britanic, suntem de acord că învățarea în anii timpurii, învățarea timpurii este foarte importantă. În alte zone, școala începe la 5 ani, așa încât nu ni se pare nimic ieșit din comun, este chiar foarte bine, copiii au o capacitate enormă de a înregistra lucruri noi, de a învăța la vârsta aceea. Care sunt opționalele pe care le pot alege părinții și cum sunt proiectate acestea? Luați în considerare ce și-ar dori părinții? Sunt construite în funcție de profesorii pe care aveți la școală? Da, o să fac o precizare. Diferența pe care numai noi o știm între opționale și cluburi. Opționalele sunt ale școlii noastre, în sensul că, eu știu, școala optează pentru o anumită disciplină care nu există în programa obligatorie și pe care noi o considerăm relevantă pentru dezvoltarea copiilor. O disciplină opțională, de pildă, este la noi drama. Drama de la clasa 1 la clasa cea mai mare. Sau opționalul eu și ceilalți, care se desfășoară împreună cu psihologul școlii. Da, sau opționalul Discovery, care este un văzută ca o activitate experimentală destinată științelor, biologiei, chimiei, fizicii, pentru clasele a patra, a șasea. Acestea sunt opționalele, toată lumea le face la noi, pentru că le considerăm integrate în filozofia noastră curriculară. Pe de altă parte, există cluburile. La cluburi se optează, pentru că avem cluburi de tot felul, de cunoaștere, de mișcare, de artă, în funcție de, evident, abilitățile copilului, preferințele lui. Așa cum facem noi, pare destul de curajos, dar mergem foarte mult pe a da copilului dreptul de a alege. Evident că există la un moment dat și negocieri între copil și familie, pentru că probabil copilul, să zicem, preferă numai sport, numai cluburi sportive și parcă mama, tata l-ar înregistra și într-o zonă din asta de club de cunoaștere. Și urmează deci negocieri la nivelul familiei. Dar copilul, chiar copiii de clasa 1, sunt cei care sunt primii interogați la începutul anului școlar pentru cluburile pe care le doresc. După care, cum spuneam, mai sunt și negocieri la nivel de familie. Anul viitor este primul an școlar în care elevii de la Little London vor susține examenul de evaluare națională. Ați făcut până acum simulări ale acestui examen?
care sunt estimările dumneavoastră în ceea ce privește promovabilitatea? Da, nu pot să cred decât că elevii noștri vor avea succes indiferent de forma de învățământ către care se vor orienta. Noi am deschis chiar în aceste zile întâlniri cu individuale, întâlniri pe familie, da? Cu fiecare familie, cu copilul alături și cu corpul profesoral decident, în așa fel încât să stabilim împreună care ar fi liceele cele mai potrivite, în funcție de preferințele copilului, dar nu numai, și de situația lui școlară și de felul în care a răspuns evaluărilor naționale. Neexistând în generația care va termina anul viitor, neexistând încă, nu este prinsă în noua lege a educației apropo de aceste evaluări naționale, recurgem și noi la diverse forme alternative de evaluare, încât să nu ne mulțumim cu sistemul de evaluare intern. Adică copilul să fie obișnuit numai cu o evaluare organizată de școala noastră, corectată de profesorii noștri, pentru că are un grad de subiectivism. Și atunci, într-adevăr, trimitem copiii de gimnaziu la un concurs destul de popular la noi aici, numit Evaluare în Educație. Este un concurs în care există evaluatori externi, există locuri, alte școli în care se desfășoară și în care avem mai multă certitudine că rezultatele lor sunt mai apropiate de o evaluare națională obiectivă. Astea sunt formele în care, prin care îi pregătim. De asemenea, nu avem niciun fel de ezitare să trimitem copiii în tot felul de astfel de împrejurări, încât să poată să își, nu știu, gestioneze mai bine emoțiile, să vadă cum este într-un loc străin în care tu nu mai ești într-un mediu din acesta safe și confortabil, ci ești la o la altă cu foarte mulți alți copii alături de profesori necunoscuți. Este foarte bine și pentru a-ți înfrânge normalele emoții, da, și a face față cu succes provocărilor viitoare, care sunt grele. În urmă cu un an am avut pentru prima dată la nivel național o treime dintre absolvenții de clasa 8-a cu note sub 5 la evaluarea națională. Care credeți că sunt cauzele acestor rezultate slabe? Evident, cred că sunt două. Nu pot să spun că sunt specialist, dar răspund și eu așa, ca un om care mai cunoaște lucruri. Cred că sunt două cauze. Una este nivelul slab de pregătire al copiilor din România, pe de o parte. Pe de altă parte, probabil că și evaluarea națională, așa cum este ea concepută, este poate prea sus. Evaluarea națională, prin aceste evaluări care au loc la sfârșitul clasei a 8-a, chiar dacă sunt precedate de niște simulări, este destul de departe de curriculumul național. Da? Deci sunt două cauze care amândouă n-au cum să dea decât rezultate submediocre. Slaba pregătire a copiilor, faptul că numai cine își permite, își poate financiar, poate să aibă parte de pregătire privată acasă, cu meditatori, da? Plătiți anume, cine nu rămâne la ceea ce capătă în timpul școlii și se vede rezultatele și, pe de altă parte, și nivelul subiectelor și la română și la matematică mi se pare foarte sus și destul de puțin relevant. Rezultatele sunt dezastroase și în ceea ce privește clasamentul PISA, iar numeroși specialiști din educație vorbesc despre o prăpastie între școli, între vârfuri și între cei mai slabi elevi. De ce credeți că are nevoie învățământul românesc ca să se adapteze și să-și actualizeze programele la vremurile mai tehnologizate? E folosit un cuvânt foarte bun, să-și actualizeze programele. Noi suntem cumva în răspăr cu lucrurile care se întâmplă în educație în ultimii 10-15 ani, dacă nu mai mult. Nu numai testarea de tip PISA, care este cea mai cunoscută, sunt încă vreo 3-4 testări internaționale foarte bune, da? Ne descalifică în ceea ce privește succesul copiilor noștri într-o abordare transcuriculară și pe o finalitate aplicativă mult mai mare decât evaluările noastre standard. Spuneai de prăpastia dintre diversele școli. Asta este, ca să zic așa, cheia prostelor rezultate. Dacă am face o testare de tip PISA numai la
câteva școli de vârf din București, probabil că rezultatele ar fi formidabile, dar nu așa funcționează această testare. Ăsta este și motivul pentru care acum câțiva ani un ministru al educației a refuzat să mai prezinte România la testarea PISA dacă nu se respectă școlile pe care le indica ministerul. Ori asta nu este normal. Testarea PISA are loc potrivit unui eșantion reprezentativ de școli care țin cont de diferența rural-urban și multe alte lucruri. Ori aici există prăpastia. De ce este Finlanda pe locul 1? Pentru că, indiferent că e o școală din tundră sau e o școală din Helsinki, nivelul comun de pregătire al copiilor este așa cum este. Da? Ca și de pregătire al profesorilor. Asta ar trebui să ne preocupe. Care credeți că este cea mai stringentă nevoie a sistemului educațional? Formarea de calitate a cadrelor didactice sau reformarea curriculumului? Ambele. Da. Se tot vorbește de reformarea curriculară de 90 încoace, da? A existat tot felul de încercări din astea, sistemul Meșterul Manole, vine cineva, propune un model, vine următoarea garnitură, îl neagă pe precedentul. Nu există, n-avem o vocație și o vocație de a construi cu adevărat, da? Nu neapărat un curriculum național, cât o filozofie, da? O filozofie, un plan cadru, așa, în urma căruia să se construiască un curriculum, în urma căruia să se construiască un plan de învățământ, în urma căruia să se facă manuale sau mai știu eu ce Dumnezeu, da? Deci nu există această gândire pe termen lung. Toată lumea a observat-o, e o banalitate ce spun eu, pe de o parte. Pe de altă parte, cu toții știm care este nivelul de motivare al profesorilor din țara noastră, și când zic de motivare, să știți că nu mă refer neapărat, dar contează foarte mult, de nivelul de salarizare, ci de recunoașterea statutului de profesor ca fiind una dintre cele mai nobile și mai importante meserii din lume, așa cum se întâmplă în țările unde rezultatele ale testărilor PISA sunt foarte bune. Repet, Finlanda, dar și Singapore, dar și Coreea de Sud, dar și China. Acolo profesorul are un statut social extraordinar de respectat de către toată comunitatea. Ar trebui să ne gândim puțin la lucrul ăsta. Încerc să reiau de unde am anunțat intenția noastră de a avea această discuție, și anume să vorbim despre evaluarea copilului. Merg cu o observație de ordin, nu știu, specific național. Cunosc foarte multe zone în care există proiecte, în care există idei minunate, foarte multă creativitate, foarte multă efervescență în ceea ce se cheamă propunere de proiecte. Ce ne lipsește nouă și aproape că e o boală națională este ideea de evaluare. Spre ce duce treaba respectivă, cum ne-am făcut și autoevaluarea și evaluarea reușitei unui proiect. Acest lucru îl duc mai departe la nivelul sistemului de educație. De ani de zile, aceste evaluări naționale care se fac în anii terminali se lasă cu oarece scandal. Da? Anul ăsta, evaluarea națională a fost lăsată la nivelul fiecărui județ, de unde niște diferențe cu totul și cu totul grave, da, între nivelul de dificultate de la județul X la județul Y, având în vedere că e vorba de copii de clasa a 8-a. De ce nu s-a gândit cineva la a gândi coerent, da, această evaluare? Doi, m-am spus și înainte, programa națională merge pe niște competențe și pe niște conținuturi și de fiecare dată mie mi se pare, poate că nu mă pricep suficient de tare, că evaluările merg nu chiar în paralel, dar se distanțează foarte mult de competențele pe care le urmărește programa. Am observat prin propria mea experiență că acest lucru se întâmplă sistematic la disciplina limba și literatura română, da? Și atunci de ce s-a lucrat în paralel, da? La concepția curriculară și la evaluarea cunoștințelor, aproape în paralel, ba chiar au fost de multe ori rupturi de comunicare între oamenii care au conceput programele și cei care au conceput sistemul de evaluare. De ce la limba română, că vă spun, este domeniul pe care eu și mă și pricep, chiar dacă nu mai vorbim de sistemul de comentarii de altă dată, mult blamat, există niște evaluări foarte standardizate, în așa fel încât și ele au dus către o industrie de pregătire, de meditație și de instrumente școlare extrem de reductibile în ceea ce privește creativitatea copilului și capacitatea de a lucra cu un text la prima vedere. Comentariile de altă dată s-au transformat într-un sistem de rețete
de analiză și de comentariu, chiar dacă e vorba de text la prima vedere, și am ajuns cumva cam tot acolo. Ba, din contră, există profesori specializați pe acest tip de evaluare. De ce nu ne gândim și altfel? Nu știu, poate e mai ușor așa, nu știu în ce măsură genul ăsta de evaluări sunt relevante pentru ce ar trebui să fie un bun cunoscător de limba și literatura română după 8 ani de școală. Mai departe, toată partea de terminologie, de toată partea de conceptuală este foarte încărcată. Este foarte încărcată. Dacă facem o statistică a cât poate un copil de gimnaziu, nu mă refer la primar, mă refer la gimnaziu, câți termeni, câte concepte plecând de la fiecare disciplină pe care o face în ziua respectivă, trebuie să integreze, trebuie să cunoască, trebuie să folosească, da? Noi ca adulți nu reușim să facem față. În sfârșit, mai este ceva care iară mă nedumerește și cu asta am terminat. Prin legea educației erau stipulate 3 tipuri de evaluare națională. A doua, la clasele care sunt socotite foarte importante, de final de semiciclu. A doua, a patra, a șasea. Este al doilea an, ar fi trebuit în mod normal să existe această evaluare. Ele sunt pilot, sunt băgate undeva într-un sertar, nimeni nu știe care sunt rezultatele, care sunt obiectivele, spre ce trebuie să ducă. Da? Și atunci ne mulțumim cu acest gen de concursuri înființate de diverse fundații particulare și încercăm să pregătim copiii așa cum putem, însă, repet, destul de departe de finalitățile testărilor internaționale, unde ar trebui să fim ași și nu suntem.